Bun găsit! Expoziția cuprinde 11 monumente din județul Cluj, cum ar fi Castelul Banfi din Bonțida sau Conacul Redei din Dăbâca. Unele au povești frumoase, însă altele se ruinează pe zi ce trece. Autoritățile se plâng că de cele mai multe ori au mâinile legate și că nu pot interveni. Istorii și arhitecți susțin că dacă ele ar fi recondiționate, castelele ar transforma Valea Someșului într-un loc asemănător cu Valea Loarei din Franța. Avem și un material, haideți să-l vedem. În județul Cluj sunt peste 15 castele mari și sute de monumente istorice care riscă să devină ruine, fiindcă nu sunt întreținute. Fundația care se ocupă de restaurarea castelului Banfi prezintă 11 monumente ale județului și trage un semnal de alarmă. Panourile care sunt cu culori galbene înseamnă că acele castele pot fi salvate, știm care sunt proprietarii lor. Cele cu roșii sunt marcate ca un semn de exclamație, pentru că acelea sunt în stare foarte avansată de degradare și merită atenția tuturor. Și cele cu verde sunt deja pe calea salvării, revitalizate, se întâmplă evenimente acolo. Expoziția a fost inaugurată în luna iulie la Castelul Banfi. Acum a fost adusă în parcul etnografic Romulus Vuia cu ocazia zilelor maghiare. Poate acest semnal de alarmă ne ajută să nu numai să atragem atenția, dar să și activăm cumva publicul să fie un gardian al patrimoniului. Luând exemplul acelor casele care sunt marcate cu verde, poate împreună reușim să schimbăm această situație care acum e galben sau chiar roșu. După 77 de ani, Castelul Banfi din Bonțida are din nou ferestre datorită unui sprijin venit din partea guvernului maghiar, iar Consiliul Județean Cluj a reabilitat castelul de la Răscruci.